nevastă. Ce frumoși sunteți! La Setra Universitate, la ea? Așa. Doamne ajută, părinților! Bună dimineața! Pentru mai mari orașelor și-ai satelor și iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântul orașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință viețuiesc între sele, Domnului să ne rugăm. Bunătocmirea văzducului, pentru îmbelșugare roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Sfântul lui Dumnezeu.
din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pre ea. Din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Tatăl nostru de Avram, Pentru-l altrea Sfințitul Părintele nostru Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Bulgariului lui, pentru prea Sfințitul Părintele nostru Ignatie, Episcopul Bușilor, Sfințitul Părintele nostru Antonie, Episcopul de Vârf, pentru Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițianul, Episcop din Carachie, Episcopiei Valului, Fereatului și Clujului, pentru Preasfințitul Părinte Gerontie Bunedoreanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Devei și Bunedoarei, pentru sănătatea și mântuirea lor. Binecădinciosul popor român de aici de pretutindeni, pentru comunităților noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Care-i călcat moară
vrei să faci de viața vitale, Iisus, Doamne, odihnește și sufletele adormiților robilor Tăi, Isarion, Mitropolitul și ai tuturor titorilor acestei eparhii, în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, și orice greșeală au săvârșit ei, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le. Nu este un care să fie viu, să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate, viață și cuvântul Tău, adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, până celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău, Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Tu, fericită adormire veșnică, odihnă, fă, Doamne, sufletelor adormiților robilor Tăi ce s-au pomenit cu tot neamul lor cel adormit, și lefelor, Doamne, veșnică pomenire. Cel ce primești, cel ce te împarți, Hristoase Dumnezeu nostru,
ție slavă, înălțată între lumea și cea din fără de început al tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață. Păcătoarei de viață trei sfântă cântare în cer, toată grijă cea lumească acum să Aleluia!
voi pe toți, drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Anghelia voastră să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Fericitul Părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și pe înalt preasfințitul Părintele nostru Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, și pe preasfințiții părinții noștri, Ignatie Episcopul Hușilor, Antonie Episcopul de Bălți, Benedict Bistrițeanul Episcopul Vicar, al Arhiepiscopiei Vadului, Preleatului și Clujului, și Hieronie Cunedoreanu, Arhiereu Vicar, al Episcopiei Devei și Cunedoarei, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe poporul român cel drept credincios de aici și de pretutinde, pe conducătorii țării, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe oastea țării cea iubitoare de Hristos, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe înalt preasfințitul Părintele nostru, Teofan, Metropolitul Moldovei și Bucovinei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe frații noștri, arhiei, preoți, iermonac, erodiacon, diacon, monac și monafie și pe tot clerul bisericesc, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Creptitorii și făcătorii Sfântului locașului acestuia și preascritori și neamnit. Pe fericiții și pururea pomeniții ctitori acestui Sfânt Lătaș, pe alți ctitori gânuitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Pe fericiții într-o adormire eroi, ostași și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile căzuți pe câmpurile de bătălie, în lagăre, în închisori și deportări, să-i pomenească pentru libertatea și demnitatea noastră, pentru întregirea neamului nostru, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Pe toți și adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fiici, fiice, soți și soții, pe toți și dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Și pe voi, pe toți, drept slăvitorilor creștini, Domnul Dumnezeu să vă pomenească într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm! Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră într-însa Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot de cazuri, mânia, primeștia și nevoia. Domnului,
Desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor, al sufletelor și al trupurilor coase, suntem de pace, credincios, suntem de și al trupurilor noastre, de la Doamne, de bolos, sufletelor noastre, și pace la Domnul să cere. Se bune și de folos sufletelor noastre și pacea lumii de la Domnul să cere. Vremea vieții noastre, în pace și cu pocăința săvârșit. Cred într-un Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină de lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut de nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și s-a adevărat al Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl curgede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a creit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Darul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Și cu Duhul Tău. Sus să avem inimile. Doamne, cel ce-ai trimis pe prea Sfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta curune nu lua de la noi, ci din înnoiește nouă celor ce ne dă Sfânt. Să ne bucurăm, ești în noi, trei zeiule și drepturile și cele din omitoare noastre. Ce m-a spus, prea Sfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acela curune nu lua de la noi, din înnoiește nouă celor ce ne dă Sfânt.
Doamne, Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse în noi. Binecuvintează-mă al preasfântului Părinte Sfânt al Trăimii. Și pe aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău. Amin. Binecuvintează-mă al preasfântului Părinte Sfântul Potir. Și ceea ce este potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău. Amin. Binecuvintează-mă al preasfântului Părinte Preamul Vostin. Repătându-ne cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin. 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 Să-L pomenească Domnul Dumnezeu. Strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici, pentru tot sufletul cel drept, care s-a săvârșit. Sfinții mucenici, Miron, Sfraton, Ciprian, Filip, Fitans, Sfântul Rău, Gheorghe, Pelerin, și Sfinții 36 de mucenici, Părinte, Sfinții mucenici, cercetează-ne pe noi, Dumnezeule, și pomenește pe toți cei adormiți într-o nădejde a vieții și a vieții veșnice, și îi odihnește pe ei, Dumnezeul nostru, acolo unde strălucește lumina preței tale. Încă te rugăm, pomenește, Doamne, pe toți episcopii ortodoxi, care drept învață cuvântul adevărului Tău toată preoțime, cea într-o Hristos diaconime pe tot clerul bisericesc și cel monahal. Ca în decenția aceasta slujire cuvântătoare pentru toată lumea. Pentru Sfânta Sfântăcioasă și Apostolul Sfântăcioasă, pentru cei ce viață și Sfântul Sfântăcioasă, pentru 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 Sfântul și a zice: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, Cine vorbește de cel din ea? Catarnal, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu,
pentru rugăciunile Preacuratei sale Maici, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților Apostoli, ale Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, ale celui între Sfinți Ioan Patriarhul, Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, ale Sfinților Mucenici Flor și Lavru și Leon și cei împreună cu dânsii prăznuiți astăzi, ale Sfinților Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și ale tuturor Sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În al preasfinția voastră, în al preasfințite Mitropolit Petru, preasfinția voastră, preasfințite Părinte Episcop Antonie, preasfințiile voastre, iubiți frați preoți și diaconi, cuvioasă Maică Stareță, stimate domnule consul, distinse autorități, drept măritor creștin din de Dumnezeu păzita episcopie de Bălți, iubiți credincioși, veniți și de peste Prut, dragi copii, dăm slavă lui Dumnezeu pentru această frumoasă zi, mulțumindu-i lui Dumnezeu prin săvârșirea Sfintei Liturghii, pentru darul credinței ortodoxe revărsată asupra noastră, precum și pentru darul limbii române, cu care Dumnezeu a binecuvântat neamul nostru de aici și de pretutindeni, ca să se roage într-o limbă frumoasă, să glăsuiască în familie într-o limbă cu semnificații adânci, cu putere de exprimare, cu gândul cel bun adus dintr-o cele ale inimii în cele ale minții și ale gurii. Cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel se intitulează Binecuvântare la centenarul Episcopiei de Bălți. Cu prilejul împlinirii unui centenar de existență a Episcopiei de Bălți, fostă Episcopie a Hotinului, transmitem calde și părintești felicitări Preasfințitului Părinte Episcop Antonie, clericilor și credincioșilor acestei eparhii istorice, precum și tuturor invitaților prezenți la această aniversare. În anul 1923 a fost înființată Episcopia de Hotin în cadrul Mitropoliei Basarabiei cu sediul în orașul Bălți. Primul ierarh care a păstorit această eparhie a fost eruditul și harnicul ierarh Visarion Puiu, care a construit impunătoarea catedrală episcopală Sfinții Împărați Constantin și Elena din Bălți, cu arhitectură neoromânească, precum și reședința episcopală, sediul centrului eparhial, seminarul teologic, tipografia, fabrica de lumânări și așa mai departe, cu sprijinul și cheltuiala statului român. Însă, după instaurarea regimului comunist sovietic în spațiul românesc din stânga Prutului în 1944,
Eparhia a fost obligată să-și înceteze activitatea, dar Patriarhia Română nu a acceptat desființarea acesteia. De aceea, odată cu reactivarea Mitropoliei Basarabiei în anul 1992, au fost reactivate și eparhiile istorice sufragane, între care și Episcopia de Bălți, fosta Hotinului. Ulterior, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat în anul 2007 înscrierea acestei istorice eparhii în statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, articolul 6, aliniatul 2, linioara 7, poziția 31. În anul 2018, la împlinirea centenarului Marii Uniri din 1918, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a ales în scaunul vacant al Episcopiei de Bălți pe Preasfințitul Părinte Antonie de Orhei, fost episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului. Sperăm că prin ajutorul credincioșilor și autorităților locale și centrale se va iniția, va continua și va spori în viitor zidirea lucrărilor începute în această eparhie spre folosul bisericii și credincioșilor acestei episcopii. Cu prilejul sărbătorii centenarului acestei eparhii, oferim din partea noastră Preasfințitului Părinte Episcop Antonie o Sfântă Evanghelie realizată la atelierile Patriarhiei Române, ferecată manual cu cizelură și împodobită cu icoane lucrate în tehnică Imail, textul acestei ediții a Sfintei Scripturii, realizat la tipografia cărților bisericești a Patriarhiei Române, este ilustrat color cu icoane și frontispicii deosebit de frumoase. De asemenea, oferim pentru numeroși clerici și credincioși mai multe ordine, medalii și distinții ale Patriarhiei Române pe care le-a solicitat Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți. Prețuind cu multă bucurie însuflețirea și dorința Preasfințitului Episcop Antonie de Bălți, a clerului și credincioșilor ortodoxi români din nordul Republicii Moldova, de a păstra dreapta credință, unitatea națională și viețuirea în pace și în înțelegere, ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu să întărească credința ortodoxă și spiritualitatea românească pe pământul Basarabiei spre slava lui Dumnezeu și binele poporului credincios. Cu părintească prețuire și binecuvântare, semnează Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. După cum s-a menționat în documentul mesaj pe care Părintele Patriarh Daniel l-a trimis nouă celor de față, menționându-se acolo oferirea unei Sfinte Evanghelii lucrată în atelierele Sfintei Patriarhii de la București, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel oferă această Sfântă Evanghelie Episcopiei de Bălți, Preasfințitului Episcop Antonie, ca binecuvântare și rugăciune către Dumnezeu
pentru ajutorul credincioșilor, preoților, călugărilor, cuvântul trimis de Părintele Patriarh Daniel, îl rugăm pe înalt preasfințitul Mitropolit Petru, cel care a păstorit în această zonă, cel care a fost rânduit de Dumnezeu să împlinească acest deziderat al cerului și al pământului, înființarea Mitropoliei Basarabiei, și care în aceste zile sărbătorește 33 de ani din momentul în care a primit harul arhieriei. Îl rugăm pe înalt preasfințitul Mitropolit Petru să ne rosească un cuvânt de binecuvântare, întărire și învățătură. De aceea, ierarhii noștri care au fost aici au adus pacea și binecuvântarea lor. I-au ținut pe credincioși în mijlocul lor, în tinda bisericii, făceau școală atunci cu copiii, chiar dacă nu era timpul atât de favorabil și atunci. Dar iată, acum vorbim despre acei oameni. Acum trebuie să ne dăm seama unde mergem și cum mergem. Trebuie să frecventăm biserica noastră strămoșească, biserica română care este mama noastră, biserica română care ne-a dat, în primul rând, ne-a învățat școală, ne-a luminat, ne-a arătat fapte bune. Îi îndemnăm cu multă dragoste și cu multă iubire să se apropie de biserica, de biserica noastră, mamă. Îi mulțumim înaltul lui Teofan că a venit aici astăzi și este între noi. Știut că aici a fost multă organizare, după cum vedeți, și trebuia cineva aici să lucreze, să facă ca astăzi noi să ne rugăm în pace. Mulțumim pentru cuvânt în al preasfinția voastră. Cum a amintit în cuvântul său Preafericitul Părinte Patriarh, pe lângă Evanghelia pe care Preafericirea s-a oferit-o Episcopiei de Bălți, Preafericirea sa a trimis la solicitarea Preasfințitului Episcop Antonie câteva ordine și distinții patriarhale pentru câțiva preoți și câțiva credincioși care împreună cu toți preoții Episcopiei și cu toți credincioșii împreună constituie alaiul cel binecuvântat ortodox și românesc al Episcopiei de Bălți, pentru ca ea să, puțin câte puțin, să primească un contur și în cele văzute și în mod special în acest loc binecuvântat. La propunerea Preasfințitului Părinte Antonie, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, acordă ordinul Maica Domnului rugătoarea pentru clerici, arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu din Arhiepiscopia Iașilor. Și Hrisovul respectiv părinte, ordinul Maica Domnului rugătoarea pentru clerici se acordă preotului Mihai Nedelcu, preot paroh la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din satul Orești, raionul Fălești.
ordinul Maica Domnului rugătoarea pentru clerici, se acordă preotului Dorian Ravenco, parohul comunității Sfântul Antonie cel Mare și binecredinciosul voievod Ștefan cel Mare și Sfânt din municipiul Bălți. Ordinul Sfinții Împărați Constantin și Elena pentru clerici se acordă preotului Florin Țâșcanu, slujitor din cadrul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Părinte Florin, Ordinul Sfinții Împărați Constantin și Elena pentru clerici se acordă preotului Ilie Munteanu, parohul Bisericii Înălțarea Domnului din orașul Florești. Ordinul Sanctus Stefanus Magnus pentru clerici se acordă arhidiaconului Marius Mihai Anton, slujitorul și Ordinul Crucea Maria Brâncoveanu pentru mireni se acordă doamnei conferențiar universitar doctor Natalia Gașițoi, rectorul Universității de Stat Alecu Ruso din Bălți. Înalt preasfințitul, preasfințitul episcop Antonie va oferi doamnei, doamna profesor, dacă sunteți aici, așa, poftiți aici lângă noi, dacă sunteți bună, așa, și părinții. Sunt emoționată și realmente onorată și țin să mulțumesc foarte mult episcopului Antonie pentru acest gest care vine în adresa nu a mea proprie, vine în adresa instituției pe care o reprezint, Universitatea de Stat Alecu Ruso din Bălți, care de acum 5 ani de zile conștientizează și apreciază foarte mult o relație inedită de prietenie, o relație care vine să transmită speranță, credință marii comunități academice bălțene. Și dacă îmi permiteți, țin să dau citire unei adrese din numele comunității academice a Universității de Stat Alecu Ruso din Bălți, adresată preasfinției voastre Antonie, episcop de Bălți a Mitropoliei Basarabiei. Universitatea de Stat Alecu Ruso din Bălți vine cu un mesaj de gratitudine și profund respect pentru episcopia de Bălți a Mitropoliei Basarabiei și personal pentru dumneavoastră, în semn de înaltă prețuire pentru implicarea și susținerea continuă oferită în promovarea valorilor spirituale și educaționale în mediul academic. Universitatea noastră a avut prilejul de a colabora cu Episcopia de Bălți în numeroase evenimente de avangură, proiecte și inițiative menite să consolideze legătura dintre educație, știință, spiritualitate, valori morale și naționale. Prin intermediul conferințelor științifice, dezbaterilor, meselor rotunde, orelor publice, lansărilor de carte și activităților culturale pe care le-ați inițiat și sprijinit, am reușit să oferim studenților noștri oportunitatea de a explora dimensiuni importante ale istoriei, culturii și existenței umane. Eforturile noastre comune au un impact semnificativ în comunitatea universitară bălțeană. Remarcăm contribuția de neprețuit pe care Episcopia de Bălți o are în menținerea unei atmosfere de corectitudine, toleranță,
înțelegere și respect reciproc în cadrul universității noastre. Prin promovarea dialogului științific, intercultural și confesional, am reușit să creăm un mediu favorabil pentru consolidarea și promovarea valorilor științifice, spirituale și culturale. Apreciem cu recunoștință acțiunile, gândurile bune și binecuvântarea Preasfinției voastre Antonie, episcopul de Bălți, în beneficiul comunității academice universitare și a tuturor românilor de pe ambele maluri ale Prutului. Vă mulțumesc! Ordinul Crucea Maria Brâncoveanu pentru Mireni se acordă de asemenea doamnei conferențiar universitar dr. Lidia Pădureac, prim prorectorul Universității de Stat Alecu Ruso. Dacă doamna este aici, ne-am bucurat să o salutăm aici. Fiți binecuvântată, doamnă, să vă aibă Dumnezeu în grija lui. Mulțumim, stimată doamnă! Ordinul Sfinții Împărați Constantin și Elena pentru Mireni se acordă domnului Anatol Petrencu, profesor universitar doctor, președintele Asociației Istoricilor Alexandru Moșoiu din Republica Moldova, Moșanu, iertați-mă. Dacă domnul președintele este aici, la preasfințitul episcop Antonie este rugat să-i mâneze domnului profesor distinția respectivă și hrisovul îndătinat. Ordinul Sanctus Stephanus Magnus pentru Mireni se acordă domnului inginer Costică Posternac, dacă sunteți aici, domnule profesor, același ordin se acordă domnului profesor Grigore Tinică, directorul Institutului de Boli Cardiovasculare din Iași, domnule profesor, și domnul Costică, să fiți binecuvântat, har, pace și binecuvântare. Să vă ai har, pace și binecuvântare. Domnule profesor, poftiți încoace. Noi ostenim acolo la Iași pentru cele ale inimii biologice și cele duhovnicești. Și știu că vă este dragă acest râm unde părinții dumneavoastră, cu mila lui Dumnezeu, de competențele dumneavoastră medicale și academice. Bucurie sfântă! Mulțumesc, domnule profesor! Ordinul Sfântul Ștefan cel Mare pentru Mireni se acordă domnului Mihail Verhoveschi, conducător artistic al Orchestrei de Muzică Populară Barbu Lăutaru, de la Palatul Municipal de Cultură Bălți, președintele Asociației pentru Conservarea Patrimoniului Cultural din Bălți. Dacă sunteți aici, domnule Mihai, dacă nu, Părintele Episcop vă va oferi dumneavoastră la timpul respectiv, la momentul potrivit acest gând din partea Părintelui Patriarh Daniel. Diploma comemorativă a anului 2023 cu medalie se aprobă domnului vicepreședinte al Raionului Fălești, domnul Veaceslav Tambur, dacă sunteți aici, domnule vicepreședinte, de asemenea doamnei Mariana Posadița, iertați-mă dacă
dacă nu cumva mai greșesc puțin numele, sunteți bun și mă iertați, n-am ochelarii la mine, șefa Direcției Generale Educație și Cultură din Fălești și domnului Boris Grițunic, președintele filialei Norda Uniunii Arhitecților din Republica Moldova. Bucurie sfântă! Da? Așa, preasfințitul o să oferă. Dacă îl cunoașteți, cu atât mai bine. Acestea au fost gândurile exprimate de Părintele Patriarh Daniel, domnul Boris. Să fiți binecuvântat, să vă aibă Dumnezeu în mila Lui. Darurile Părintelui Patriarh Daniel au fost înmânate și acum gazda noastră, preasfințitul Episcop Antonie, ne împărtășește un gând, o binecuvântare, o speranță pentru acest loc, preasfinția sa având și din partea Episcopiei câte ceva de dăruit unor persoane aici de față. Preasfinția voastră? Într-o altă, o altă ocazie am amintit de o parabolă când într-un spațiu se așezați mult întuneric și oamenii de acolo căutau care este vinovatul să înlăture întunericul respectiv. Se învinuiau între ei, unii mai buni la scris, scriau petiții în diferite părți, alții se cereau în diferite audiențe pentru a arăta cu degetul la cel vinovat. Dar un om, într-o bună zi, a aprins o lumânare. Altul, văzându-l, a aprins și el o lumânare. Și în felul acesta, luminițele s-au înmulțit și întunericul a cedat. În spațiul basarabean, după 1944, după invazia sovietică, s-a așezat mult întuneric. Și în activitățile noastre am înțeles că trebuie să risipim întunericul respectiv. Fiecare activitate în parte este ca o luminiță. Este adevărat că luminițele respective de unii au fost încercări să le stingă sau spuneau că nu au suficientă lumină. Noi am încercat să ne facem datoria așa cum am putut și așa cum am înțeles noi. Dacă am reușit ceva în acest spațiu, în momentul de față, este dat și datorită oamenilor care astăzi le-am mulțumit în mod special și oficial. Pentru că fiecare în parte de cei care au fost în fața frăților voastre au sprijinit activitatea Episcopiei Libărți. Doamna rector Gașițoi a vorbit despre relația cu Universitatea Aleco Ruso de aici din Bălți, care este o lucrare cu roade mari, ținând cont că acolo este viitorul neamului nostru. Ceilalți în parte, care ați auzit aici, același Mihai Berhovețchi, care datorită lui ceea ce vedeți astăzi aici s-a reușit, nici n-a fost prezent aici să-și ia distinția, pentru că nici n-a dorit într-un fel, când i-am amintit că s-ar putea să dăm o distinție, dar fiecare din cei care s-au urcat aici pe scenă, când au auzit că s-ar putea să aibă o distinție, când nu merităm, poate cu altă ocazie, poate... Deci au arătat această smerenie, pentru că, știți dumneavoastră, sunt două categorii de oameni. Unii poate fac un gest simbolic, dar se laudă cu el și se aseamănă cu ceea ce a spus în popor, musca la arat, și altul lucrează în taină și preferă să rămână așa și să nu-i se spună numele.
Slujba de astăzi, la împlinirea a 100 de ani de la reînființarea Episcopiei de Bălți, am socotit că este bine în acest spațiu. Spațiu pe care l-am achiziționat, Episcopia de Bălți l-a achiziționat cu sprijinul Guvernului României prin sectorul de culte, loc care noi credem că în scurt timp, așa cum a binecuvântat și înalt presimțitul Părinte Petru, vom avea aici o catedrală a Nordului, așa am numit-o noi, o catedrală simbol românească. Este adevărat că lucrurile nu merg așa cum ne-am dorit noi, pentru că am avut tot timpul o senzație că duhurile sunt mai multe decât cele bune, de cele care ne sprijină, care ne ajută, care ne încurajează, și faptul că am întâlnit anumite pedici, am zis, poate dacă rostim o rugăciune în acest spațiu, în primul rând cu Sfânta și Dumnezească Liturghie, să mulțumim Bun Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate peste Episcopia de Bălți, poate deblocăm cumva această stare. De aceea astăzi avem invitații care aveți, vedeți frățelor voastre, părinții metropoliți și părinții episcopi, care le mulțumesc în parte fiecăruia. Soborul impresionat de preoți, am ținut foarte mult să fie prezenți preoți de peste Prut, că o parte din ei îi cunosc de mult timp, că o parte am fost colegi, dar de fiecare dată am găsit un sprijin la frățiile lor și am zis să fie o prezență românească astăzi mai vizibilă aici la Bălți, în acest oraș nedreptățit în perioada sovietică, rusificat, exagerat, și credem că rugăciunea de astăzi cumva ne va ajuta să ieșim din acest impas. Mulțumesc în mod deosebit Preafericitului Părinte Patriar pentru darul oferit Episcopiei de Bălți, pentru cuvântul de încurajare și pentru tot ajutorul care ne l-a oferit de la început, din 2018, de când suntem aici la Bălți, de atitudinea lui părintească față de Basarabia și sprijinul Prefericirii sale pentru tot ce este românesc în acest spațiu. Mulțumesc preasfințitului, înalt preasfințitului Părinte Petru, și îl invităm să vină să slujească înalt preasfințitul Petru în acest spațiu, fie în prezența mea, fie fără prezența mea, așa cum am menționat în prezența sa, dar să vină să se roage, pentru că avem nevoie de multă rugăciune și de mult pace. Mulțumesc în mod special înaltului Teofan de la Iași, așa cum îi spunem noi aici, în preasfințitul care este alături de Episcopia de Bălți din la începuturi, și cele mai multe poate proiecte care le realizăm noi și reușitele lor se datorează sprijinul venit din înalt preasfinția sa. Preasfințitului Părinte Ignatie, care am zis eu că poate este cel mai sensibil episcop de peste Prut, care știe și înțelege sufletul basarabian, pentru că trebuie să recunoaștem, în acest spațiu avem diferiți confrați de ai noștri, fie că s-au născut aici, fie că vin de peste Prut, dar nu înțeleg firea basarabianului ca să-l înțeleagă, să-l încurajează, să-l sprijine și să-l ajute. Preasfințitul Părinte Ignatie este episcopul care de fiecare dată a fost alături de Episcopia de Bălți când ne-am cerut ajutorul. Preasfințitul Părinte Benedict vine de la Cluj și preasfințitul Ierode de la Deva, ne-am dorit cumva să prindem toată area românească ca
cerul să ne vadă, să ne audă și să ne binecuvinteze. Ieri vă mărturisesc că eram puțin trist, pentru că am văzut ce ploaie s-a bătut peste Bălți. Aici era un loc special, s-a montat foarte greu această scenă, s-a lucrat pe ploaie, s-a lucrat până noaptea târziu, dar spre seară am înțeles de ce a plouat, a fost lacrimile înaintașilor noștri, a tuturor eroilor români și a ierarhilor care au slujit aici la Bălți, vrednicii de pomenire Metropolitul Isarion Puiu, Metropolit Tiții Nedrea și Episcopul Partenii Ciopolon, care s-au bucurat din cer de evenimentul care îl organizăm noi astăzi. Dacă ne permiteți, când n-aș vrea să abuzăm de timp, cu toate că mai aveam ceva de zis, să ne permiteți nouă să înmânăm câteva distincții preoților care, toți care sunt aici merită distincții, dar de data aceasta dăm câteva distincții care vrem într-un fel să le mulțumim și să îi încurajăm și la alte fapte bune. Noi am scris aici așa: în semn de înaltă prețuire pentru contribuția remarcabilă într-o susținere a activităților Episcopiei de Bălți Fosta Hotinului, cât și pentru promovarea activă a valorilor creștine și românești în spațiul basarabian. Dacă cineva din cei care astăzi îi decorăm noi cumva crede că nu a făcut suficient la promovarea activă a valorilor creștine și românești în spațiul basarabian, o poate face după acest moment și cu mai multă dăruire. Nu pot să nu, înainte de a amâna distincțiile, să nu menționez aici sprijinul venit din partea părintelui Nicodim Gheorghiță, care astăzi a fost gratificat de către prefericitul părinte patriar, și să-i mulțumesc pentru sprijinul și ajutorul care îl acordă Episcopiei de Bălți. Dacă astăzi s-a reușit aici evenimentul, este și meritul părintelui Nicodim. Mulțumim, părinte! Ne permiteți să mânăm crucea bălțeană pentru clerici, preacucernicul părinte profesor dr. Viorel Sava, profesor universitar la Facultatea Teologică Ortodoxă Dumitru Stăniloae din municipiul Iași. Părintele profesor mi-a fost profesor mie, sever de felul lui, dar așa cum se întâmplă de fiecare dată, elevii mulțumesc profesorilor mai severi pentru că învață carte. Mulțumim, părinte profesor! Este prima distinție oferită și este ordinul nostru care acum cu două zile a ajuns la noi de la turnătorii. Așa arată el. Da. Mulțumim! Aceeași distinție preacuviosului părinte arhimandrit Nicodim Petre, consilier al sectorului de misiune, statistică, prognoză, pastorală, arhiepiscopie Iași, ostarețul mănăstirii Buciu. Exact, părinte, dacă credeți că la promovarea activă a valorilor și românitului arhimandrit o să optești eul. Dar nu l-am văzut. Este? Nu este. Preacucernicul părinte Nicolae Dorneanu. Preacuviosului părinte dr. Andrei Ioniță. Vrednic este. Preacuvioasei Maice Stavrofora Gabriela Platon, stareța mănăstirii Voroneț. De Parascheva Sorohan, stareța mănăstirii Humor. Aceeași distinție, părintele arhimandrit Euharist Micu.
poartă preacucenie cu părinte Vladimir Beregoi, consilier economic și social al Episcopiei Hușilor, paroh Bisericii Sfântul Ilie și cuvios Serafim de Sarov din orașul Cușmi. Cernicul părinte Nicolae Axintioi, protopopul protopopiatului Târgu Neamț. Da, repet, care cei cred că la pentru promovarea activă a valorii creștine și românești în spațiul basarabean simt o anumită restanță, încurajăm să recapituleze. Părintele Constantin Bobo, parocul Bisericii Sfinții Arhanghel și Pogorirea Sfântului Duh, ipoteș Suceava, Episcopia de Bălți, le mulțumim și permiteți-ne să le oferim câteva distinții. Domnul Virgil Baciu, la fel, în semn de înaltă presuire pentru contribuția remarcabilă la susținerea activității Episcopiei de Bălți, cât și pentru promovarea activă a valorilor creștini și românești în spațiul basarabean. Crucea Bălțeană pentru... Și într-o parte, vă rog, stați în fața camerei. Domnului Boris Volosatăi, deputat în Parlamentul României, vicepreședinte Comisiei pentru Comunitățile de Români din afara granițelor țării. Domnul Boris Volosat este deputatul care a făcut interpelare către Guvernul României, pentru că noi am scris câteva scrisori către guvernele noastre și către doamna Natalia Cașistoi și către actualul prim-ministru, prin care cerem să fie retrocedate și Catedrala Constantin și Elena și reședința Episcopiei de Bălți, construite de înaintașii noștri, patrimoniul Bisericii Ortodoxe Române, unde deocamdată aceste două imobile se află sub juriția altei identități bisericești necanonici în acest spațiu, dar noi credem prin efort comun și prin susținerea și domnului deputați și cu rugăciuni vom reuși să aceste două imobile să vină proprietarilor de drept. Deocamdată acolo avem chiriaș. Domnul Victor Opaschi, consilier de stat în cadrul Cancelarului Prim-Ministrului Guvernului României, semn de înaltă prețuire pentru contribuția remarcabilă la reușitele Episcopiei de Bălți pe plan de edificare de Sfintele Cașe și achiziție de terenuri și pentru sprijinul considerabil și constant venit din partea domniei sale pentru structura eclesiastică românească din nordul Republicii Moldova, cât și pentru promovarea activă a valorilor creștine și românești în spațiul basarabean. Atunci când s-au făcut demersurile pentru a achiziționa acest teren, domnul Opaschi a avut un cuvânt determinant și în felul acesta am reușit să achiziționăm acest teren. Domnul, dar nu știu dacă a ajuns domnul Opaschi, nu este, da? Doamna Onorina Urlac Tănase, șefa directorul Teatrului Național Vasile Alexandrei din municipiul Bălți, artistă emerită a Republicii Moldova. Doamna Onorina face parte din categoria de oameni care vă spuneam eu, care ajută și nu acceptă sau nu caută să îi se mulțumească public, dar o directoare creștină și româncă patriotă. Doamna Aurelina este. Vitalii Țurcanu. Domnul Vitalii? Nu este. Vitalii? Bun. Domnul Vitalii la fel este, face parte din categoria de oameni care, da, poftim, da, deci nu este. Deci, categoria de oameni care ajută și nu
acceptă să iasă în față, mai bine ajută și rămâne cumva pe planul 2. Deci omul care ajută și nu se laudă cu fapta sa. Mulțumim, îl găsim. Da, și domnul Iurii Cioclea. Da. Da, înțeles că mai este una ultima. Da, mai eram să... Da. Da, așa e cu bătrânețe, ne? Episcopia de Bălți acordă diplomă aniversară domnului Vlad Cubreacov cu prilejul centenarului Episcopiei Continuului, actuală Episcopiei de Bălți, în semn de aleasă prețuire și recunoștință pentru susține exemplară, constantă și cu dăruire a activităților Episcopiei de Bălți și promovarea cu abnegație a valorilor românești în spațiul basarabian. De judecată sau de plan de obținere a drepturilor s-a adus de greul sau greul acestei lupte a adus-o Vlad pe umerii săi. De aceea, Vlad, mulțumim pentru tot ce ai făcut și mulțumim și pentru faptul că ești alături de Episcopia de Bălți. Să știți, este consilierul nostru care ne sfătuie în multe lucrări care le facem noi. Mulțumim, Vlad! Mântuiește bunurile sufletele noastre, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Rând greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Doare tu cea iubitului Tău Fiul, a Domnului nostru Iisus Hristos, însuți binecuvintează și sfințește locul acesta cu puterea și cu lucrarea acestei cinstit și de viață făcătoare lemn al crucii pe care a dobândit-o prin stropirea cu cinstitul sânge a Fiului Tău spre alungarea demonilor și a toată răutatea, păzând locul acesta și pe cei ce vor sluji ție în el nevătămas de tot răul, pentru rugăciunile preasfintei stăpânii noastre, de-a Dumnezeu născătoare și pururea Fecioarea Maria. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru cel și Te-ai întrupat tare cu o senială, ai deprins a lucra meșteșugul întlăriei, cel ce ai chemat de la lucrurile presfinții apostoli pentru ca să fie pre aceasta binecuvântată însuți, Doamne, cel ce ești Tu mai întâi lucrurile în noi și făcător al toate, binecuvintează-ne pre noi și aceste lucruri pe care le începem astăzi în numele Tău, pentru ca de grabă și fără de împiedicare să slujim la săvârșirea lucrurilor, binecuvintează-le și le sfințește. Și prerobii Tăi aceștia, că s-a binecuvântat și asta. Este, Doamne, poporul Tău și binecuvântăm. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvântăm.